Bună ziua de la Bacău, de la Rușciutea, și dacă tot am ajuns mai devreme, facem un live cu mai multe detalii, în fine, ca idei start, așa, suntem, spuneam, Rușciutea, unde vece Bacău, Academiei care a preluat în acest sezon un loc de Liga 3 de la Dinamo Bacău, își dispută meciurile de pe teren propriu. Anul trecut, cam pe vremea asta, nu prea era decât pe teren sintetic și unul mai mic în spate. E, cam acum, cam ce se construiește aici, deja gardul e făcut. Acolo, unii pământul ăla, din ce înțeleg, o să fie un alt teren. Iarbă sau sintetic. Avem aici un teren de iarbă care se construiește și încă nu e gata, dar să sperăm că va fi. Deja s-a construit, s-a montat gazonul și băncile de rezerve. Alături avem un alt teren sintetic, dimensiuni mari. Este o grupă de juniori care se antrenează și avem așa ceva activitate aici. Construit o parcare mare, era oricum, dar acum văd că s-a făcut și acces, poartă, aici s-a făcut o chestie de acces la stadion, este digul ăsta de protecții. Meciul se joacă acolo, în planul 2, sunt deja echipele la încălzire. O să dau citirii celor două echipe când ajung mai aproape de meci, mai aproape de terenul respectiv. Ca idei, am vrut să prezint chestiile astea, dar să realizăm că FC Bacău totuși este un club puternic, sau va deveni un club puternic în zona Moldovei, cu academii de fotbal, au adunat ceva juniori buni de prin zonă, inclusiv de pe la Vaslui, de pe la Bârlad și din zona Sucevei am văzut că și-au luat ceva băieți, cei de la FC Bacău. Și acum partea neplăcută, din păcate, nu se permite filmarea, transmiterea meciului live. Motivele le știu cei de la gazde, dar cam asta era ideea. De la meci, de la o bază sportivă în construcții și un club în continuu dezvoltare și care pare foarte, foarte ok cum se dezvoltă, la situația asta în care un meci decisiv pentru ambele echipe nu este posibil transmisiunea live a partidei. V-am spus motive, Dumnezeu știe, de fapt bănuiesc eu câteva, dar prefer să nu le spun. Dar cam asta e situația. Recunosc că am încercat cam toată săptămâna așa să iau legătura cu clubul gazdă prin diverse metode, diverse surse, prin diverse oameni, și doar sim a fost, din păcate. Nu înțeleg de ce un club care totuși, cum spuneam, se dezvoltă foarte, foarte rapid și puternic, are decizii din astea așa, să nu transmite meciul, să nu știi lumea, să nu ne vadă adversarii, tactica, să, nu știu,
să nu cumva să plouă cu goluri, să plouă cu cartonașe, să plouă cu ceva și să fie doar ferești pe vreo transmisiune live. Da, n-aș fi făcut asta, dar vreau să pun în contrast ideea asta de bază sportivă nouă, în continuu dezvoltare, foarte frumoasă, foarte ok. Da? Și mentalitatea, cel puțin stranii, cel puțin ciudate, a celor de aici, de a nu permite transmisia live a unui derby, a unui meci cu miză. Nu înțeleg și la amicale, de multe ori, când nu vor să fie transmise diverse echipe, dar totuși un meci oficial în care ambele echipe au șansa de a promova în play-off, un meci în care, cu siguranță, se suporte de la FC Bacău, ar fi intrat pe legea sportului, nu mai zic de cei din Vaslui, și ar fi vrut să vadă meciul, pentru că baza nu e chiar ușor accesibilă, din păcate. Și pe lângă asta, sunt și mulți care sunt plecați pe afară și ar vrea să-și vadă favoriții la treabă într-un meci decisiv. Da, da, asta cum spuneam, asta e situația. Stăm, mai stăm un pic în live. Azi vă zic și cele două echipe, dacă tot le avem și păcat că nu avem voie să transmitem. Bine, eu aș putea să fac o aroganță foarte ușoare, dar nu se merită. Nu se merită efortul. De asta aici, eu acum sunt afară pe sportiv, cu un pic, terenul avem în față, am putea vedea meciul, am putea comenta așa mai mult radiofonic, dar, cum spuneam, nu se merită motivul ăsta. Că totuși, ce-și dorește să promovezi, să ajungă departe, să devină club fanion al orașului Bacău, să aibă mentalitatea asta învechită de a nu lăsa transmisiunea live a unui meci, măcar de făceau ei, dacă o făcea FC Bacău, nu era nicio spărere. Ăștia gazdii, au dreptul să transmită. Asta e, să uita lumea acolo, nu-i problemă. Dar nici ei nu transmit și nici pe alții nu lasă. Și nici nu-i prima dată când am zis chestia asta la FC Bacău. Tura trecută am încercat să o acopăr. Dau vina pe internet, dau vina pe altceva, numai pe clubul gazdă, dar acum chiar m-a deranjat. Mai ales faza cu sinu. Să trimiți mesaje în 2-3 părți, în 2-3 surse și să te rămași doar cu sinu. Nici măcar să-ți răspundă, să zic, domne, nu se poate. Asta e, sănătate. Și la mulți ani, nu, domne, lăsă-mi sin. Da. Da, o chestie care nu m-am mai lovit. Sau mai m-am lovit, dar nu la nivelul ăsta și nu la un meci decisiv. Pentru că ar fi care în play-off. Hai să zic echipele, dacă tot am deschis. CSM Vaslui începe cu Dohotariu în poartă, în teren Paul Deleanu, Cosmin Tofan, Ionuș Gitaru, Cristi Sonea, Vlad Mocanu, Valeselie Bucăiescu, care ești căptat, Cristi Turcu, Claudiu Mocanu, Cuzuchiedi, Robert Rus. Pe bancă, Petrariu Florinel, Nicolau Călin, Burghele Florin, Papuc Andrei, Ilieș Cosmin, Baciu Bogdan, Colaru Ovidiu, Gârdea, Sergiu și Octav Cracea, cel care a revenit după o accidentare îndelungată și care îi urăm astăzi la mulți ani, este ziua lui Octav. Antrenori pe banca tehnică, Adi Racoviță, Caetătarul Gabi Crăciun și delegatul echipei Ionuț Petrice. Partea cealaltă, FC Bacău, începe în poartă. Cipriteanu, Peren, Ștefan Pavel, Denis Ganea, Vlădus Cimbru, Dorin Rugă, care ești căptanul echipei, Codrin Oasenegre, Ionuț Chirilă, Georgian Albu, Gabriel Cârstea, Victor Ciumașu și Andrei Pavel. Pe bancă, Anton Lucian, Coajă Albert, Marius Ursu, Denis Grosu, Ștefan Sava, Cătălin Vraciu, Cristian Petriu, Cosmin Popescu și Ribiță Bogdan. Antrenor Constantin Enache, delegat, team manager, pardon, Gabi Voicu, preparator fizic Andrei Dumitraș și kinetoterapeut Andrei Arseni. Așadar,
Cam asta e, dragii mei. Din păcate, cum spuneam, nu mi se permite transmisiunea live, nici nu numai mie, nimeni nu transmite live un meci de genul ăsta, că cu miză trebuie păstrat în necunoscut, dușmanii tacticile de joc. Așa că prim, îl lăsăm suspendat așa. Poate ne mai auzim comentarii, intrați și pe Facebook. Dacă am loc spre football live, îl pun pe pagina de YouTube. Așa că încerc să vă țin la curent cu scorul. Din păcate, imagini video o să vă țin la curent. Doamne, doamne.